Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Guten Morgen, alertă mare în Dortmund. Dortmund, Germania. Da. Landul Renania de Nord-Vestfalia ceva. Foarte frumos la Dortmund. Ați fost? Se bea multă bere, dar am fost la niște meciuri acum 2 ani. Aha, ce da. Frumos. Da. În Germania se bea multă bere. A fost faza cu Mercedes-ul, cu nu știu ce. Așa, da. Din când în când ar trebui să mai punem... Deci la Dortmund acolo spun eu că ce s-a întâmplat acum e o veste foarte bună, că la aia nu se întâmplă practic nimic. E un câmp. Era liști și vând și Mercedes-uri la reduceri față. Deci ar trebui din când în când să mai dăm la radio povestea ta cu Mercedes-ul. Am putea cumpărați, mare, da. Cumpărați vreo 4-5 Mercedes-uri. Bun, revenind, alertă mare în Dortmund, unde gara centrală a fost complet evacuată după ce a fost identificată o valiză suspectă. Sute de călători au fost scoși din clădire, circulația trenurilor în zona de est a Ruhrului a fost întreruptă, ore întregi la fața locului au fost desfășurate forțe de poliție impresionante, geniști, pompieri și așa mai departe. Au venit geniștii deși au spulberat valiza suspectă cu ajutorul unui robot. În sfârșit, acțiune în Dortmund. Da. S-a folosit și un jet de apă. Au ei tehnicile lor. Pun o mică petardă, dau și cu jetul de apă. În valiză erau doar hăinuțe. Păi de asta au dat cu apă. Articole de îmbrăcăminte, a anunțat ulterior un purtător de cuvânt al poliției din Dortmund. Asta mi-aduce aminte de incidentul din anii 90, când a fost aruncată în aer o valiză suspectă în gara de nord. Mamă, toată presa nebunită, au descins acolo toți ziariștii anilor 90, atentat terorist la gara de nord. Și înăuntru erau jumări, mâncare, chestii de genul ăsta. Cineva și uitase mâncărica. Dar în anii 90 mai apăreau și se dădeau des la televizor gențile diplomat, cum erau pe vremuri, mă știi? Așa. Alea apăreau foarte des. Da. Erau uitate. La televizor, da. Gențile? Păi nu, erau uitate de câte unul altul și erau suspect așa. Asta e adevărul, că altfel arată o bombă pusă într-o geantă diplomat. Păi așa am văzut la 007. Care o geantă diplomat n-are o paporniță de rafie. Da. Totuși, adică ce Dumnezeu. Bun, mai pe seară, un cetățean român a venit să revendice valiza. Hai, mă, nu. Care erau șansele? Ce mai rămăsese din haine? Boss, s-a uscat, să le iau acum. El a spus că pierduse valiza mai devreme și nici bani de spălătorie n-avea. Și dacă cel mai probabil. Dăduseră cu jetul de apă, dar sărac, om, mă gândesc cum și-a lăsat el valiza, a plecat cu băieții, cu colegii români, la o lucrare ceva. Sper că n-au tăbărât aia pe el. Și eu sper că n-au tăbărât. Sunt niște costuri acolo. Da, știi că, de exemplu, dacă faci asta în aeroport, dacă îți uiți valiza pe undeva într-un aeroport, este removed, cum se anunță. Adică se poate întâmpla orice și trebuie să plătești a penalty, adică o amendă, în cazul în care te duci și recunoști că a fost asta, sau dacă te identifică. Mai bine nu mai recunoști. Mai bine recunoști în fața legii întotdeauna. Eu nu pot să spun altceva la radio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.